sportivii legitimați la Clubul Sportiv Școlar Lugoj au obținut un nou titlu de campion național, o medalie de aur și una de bronz la una dintre cele mai importante competiții din țară. Rezultatul cel mai bun a aparținut luptătorului Ionuț Cristian Suclea în limitele categoriei 80 de kg la finala campionatului național individual rezervat juniorilor doi cadeți desfășurată la Constanța în perioada 29 mai 2 iunie. Sportivul component al lotului național a fost medaliat cu aur pentru a doua oară în acest an. Este unul dintre cei mai buni luptători formați de CSS Lugoș în ultimii ani, fiind descoperit de regretatul antrenor emerit Emil Vania. Competiția de la Constanța a reprezentat totodată și un criteriu de selecție pentru campionatul european de cadeți, care va avea loc în Italia între 17 și 23 iunie. Pe podiumul național a mai urcat încă un luptător de la secția de lupte libere a clubului sportiv școlar Lugoj. În limitele categoriei 55 de kilograme a obținut medalia de bronz Daniel Ritter. În perioada 6-9 iunie, patru luptători de la stilul liber legitimați la clubul sportiv școlar Lugoj vor participa la finala campionatului național individual pentru nivelul de vârstă sub 15 ani, ce va avea loc la Tulcea.